Colecția lui Ion Țiriac reunește peste 380 de mașini, iar în galeria din Otopeni sunt expuse prin rotație 170 de exponate. De la mașini de epocă și până la automobile performante și chiar monoposturi de Formula 1. Fiecare din această colecție, mașinile care sunt aici, sunt 100% funcționale. Sau cel puțin așa ar trebui să fie. Iar în fiecare 40 de zile sau nu știu ce, să fac 3 ture în jurul casei aici sau 4, un kilometru, un kilometru și jumătate, cu fiecare ar trebui, pentru că altfel să alege praful. Colegii mei din spate fac o treabă excepțională, iar 10 dintre aceste mașini care au fost recondiționate aici pe parcursul acestor 10 ani vor putea fi admirate. Deschisă publicului din noiembrie 2013, în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, galeria include modele unicat sau ediții limitate. Din colecție nu lipsesc cele 6 Rolls-Royce Phantom clasice produse până în anul 1972. Multe dintre mașinile expuse aici au aparținut unor nume sonore din lumea muzicii sau lumea sportului. Spre exemplu, acest Rolls-Royce Phantom 5, produs în 1960, a fost cumpărat de către Sir Elton John în 1990. Artistul a comandat vopseaua alb cu roz și interiorul asortat. La evenimentul care a marcat 10 ani de la deschiderea galeriei, Ion Țiriac a avut alături invitați speciali. Nu putea lipsi fostul său partener de dublu, Ilie Năstase. Prima mașină care am plecat în Statele Unite, când a fost în Statele Unite în 69, este un Mustang Mach-1. Și am văzut că Ion a recuperat mașina de acum câți ani sunt. Eu, în schimb, i-am făcut un scooter din 72 cadou. Fiecare la posibilitățile lui. Un bilet pentru accesul în galerie costă 20 de lei pentru un adult și 5 lei pentru elevi și studenți.